salut cu pacea Domnului. Mă bucur să vă văd în această dimineață, să vă văd într-un număr frumos, să vă văd din locuri diferite, Domnul să vă binecuvinteze. Vă aduc salutările și urările de bine ale fraților de la Maranata, Timișoara, cea mai mare biserică a conferinței noastre, unde sabatul trecut, atât dimineață, cât și după masă, am fost în prezența dânșilor. În această dimineață aș dori să povestesc ceva pentru cei mici, mai întâi pentru copilași și apoi pentru cei mai mari. Era o fetiță adolescentă, fetiță mai mare, care începea așa să se gândească, să-și dorească să aibă un prieten, să treacă de la ursuleții de pluș, de la jucăriile de fetiță și să treacă la lucruri mai serioase, că trece și vine vârsta. Și a cunoscut așa un coleg, un băiat, drăguț, atent, și nu știa ea dacă e cel potrivit sau dacă nu este cel potrivit pentru lucrul acesta. Și au mai stat ei de vorbă, asta apropia acum ziua ei de naștere a fetiței. Și fetița a avut grijă să... Dar își dorea de mult să aibă un pisoiaș, un pisoiaș din ăsta așa gri, british, da, din ăsta. Și a avut grijă să... Vai, în anumite momente să admire în prezența lui, să-i transmită așa că și-ar dori unul de ziua ei. Și la un moment dat a zis așa, s-a gândit ea, măi, dacă e voia așa lui Domnul să fie băiatul ăsta prietenul meu, Doamne ajută să primesc de ziua mea din partea lui un pisoiaș. Atunci știu, Doamne, că și Tu vrei și ești de acord cu băiatul ăsta să fie prietenul meu. Și se apropia ziua de naștere și în ajunul zilei de naștere vede acasă o cutiuță și ceva zgomot acolo. Și frățiorul ei, năzdrăvan și prăpădit, zice, uite aici, de la băiatul respectiv, uite aici, cadoul. Și deschide fetița și ce să vezi acolo? Un pisoiaș gri. Și se bucură și îl strânge în brațe. Și la urmă apare și tata, zice, da, zice, eu cu el ți l-am cumpărat, eu cu fratele tău ți l-am cumpărat. Oh, s-a dezamăgit. Dar de ce e dezamăgită? Că nu e de la prietenul meu. Prietenul ei cumpărase altceva. În ziua următoare, acum dilemă. E de la Domnul sau nu e de la Domnul? Dragii mei, trăim într-o vreme când lumea este tot mai confuză și din păcate și credincioșii și unii credincioși, care este voia Domnului sau care nu este voia Sa. Și dacă sunteți în asentimentul meu, cred că sunteți în asentimentul meu, că e tot mai greu să deosebim, să sfătuim pe alții ce este bine și ce este rău. Zilnic ne confruntăm în viață cu decizii, cu a lua hotărâri. Trebuie să ne hotărâm să mergem undeva sau să nu mergem, să mergem la o biserică sau la alta. Să cumpărăm ceva sau să nu cumpărăm ceva. Să acceptăm ceva, o invitație, sau să nu o acceptăm. Viața noastră este un șir de la naștere, un șir, o succesiune de decizii, de hotărâri, de alegeri pe care le facem, iar cele mai grele sunt cele care trebuie să le faci dintre bine și rău, între adevăr și între minciună, între ceea ce este bun și ceea ce este cel mai bun. E greu să te decizi uneori și dintre lucruri bune, să iei o decizie. În Cartea Proverbelor, la capitolul 3, cu versetul 6, ni se spune, recunoaște-L pe Domnul în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Totuși, chiar și cei mai buni copii ai lui Dumnezeu ne vor spune că uneori nu este atât de simplu să afli care este voia lui Dumnezeu într-o anumită situație. Există câteva reguli, dragii mei, pe care doresc să le
accentuez cu ocazia aceasta. De ce? Pentru că v-am spus, constat că e tot mai multă confuzie în societate. Și uneori și în biserică. E mai multă confuzie decât în urmă cu mai mulți ani de zile. Nu pentru că Dumnezeu s-a schimbat, ci pentru că ceva s-a schimbat la noi. Ceea ce a fost rău, rămâne rău întotdeauna. Ceea ce a fost bun, rămâne bun întotdeauna. Lucrurile nu se schimbă. Binele rămâne bine și rău rămâne rău. Dar percepția noastră și noi de multe ori ne schimbăm și ceea ce este rău numim bine și ceea ce este bine ajungem să numim rău. Cum să nu ajungem să facem confuzii? Cele mai periculoase și mai riscante în viață sunt confuziile. Cel mai dezastruos va fi pentru unii, spune cuvântul Bibliei, Matei, Doamne, dar nu am făcut noi în numele Tău. N-am făcut noi pentru Tine, am crezut că facem. Oameni care poate au fost bine intenționați, dar care au pierdut la un moment dat legătura cu Dumnezeu și n-au mai știut ce este bine și ce este rău. Iar lucrurile pe care ei le-au făcut, au crezut că le fac bine. Ce te duce la o astfel de situație? În primul și în primul rând, ajutorul cel mai bun pentru noi, care ne poate călăuzi întotdeauna, este cuvântul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte într-o anumită situație de confuzie. Domnul Iisus Hristos dă o pildă cu săracul și cu bogatul, pilda respectivă. Și în pilda respectivă era un om foarte bogat, e pildă, doar o povestioară, nu are aplicații teologice decât ca și concluzie, nu ca și întâmplare. Și acel om avea la poarta sa o persoană săracă, pe care o ignora și pe care nu a ajutat niciodată, da, pe săracul Lazar. Și se încheie viața pentru omul acela bogat, ajunge, da, în iad, cum zic oamenii, nu-i place starea de acolo și cere de la Domnul, Doamne, lasă-mă măcar pe frații mei să le transmit o vorbă, că e rău aici și să n-ajungă și ei aici. Să facă milostenii, să facă binele ce trebuie făcut în viața aceasta. Și Domnul nu e de acord cu acea astfel de practică. Nu că nu ar vrea Domnul să salveze pe frații săi, dar zice, e în zadar și fără efect. De ce? Au acolo, zice, pe Moise și pe proroci. Adică au învățăturile Bibliei de la vremea respectivă, a Vechiului Testament. Dacă nu ascultă de ce stă scris alb pe negru, nici dacă ar învia cineva din morți, spune Domnul Iisus Hristos, nu ar asculta. Și avem exemplu, am discutat dimineața la școala de sabat, la studiul biblic. Ați văzut dumneavoastră preoții? Știau cuvântul lui Dumnezeu sau nu știau? Știau. Deci, mincinosul acesta, înșelătorul acesta, ne spunea, predica, când, da, noi am fost de față, că eram în templu, când a zis, dărâmați templul acesta și în trei zile voi zidi, iarăși. La ce se referea? Se referea, noi am zis că se referă să strice templul ăsta, ca să îi băgăm bețe în roate. Dar el se referea că el va muri și după trei zile va învia. Știm lucrul acesta, de aceea, noi nu avem armată, putere, dar voi, romanii, la Pilat, a cerut gardă romană, la mormânt. Sigiliu pus pe mormânt, ca Domnul Iisus Hristos să nu învieze, numindu-l înșelător. Ei știau lucrul acesta. Și iată că se întâmplă minunea. Niște pescari neinstruiți, care și fricoși pe deasupra, fricoși de nu mai trebuie. Marcu fuge în pielea goală, spune Biblia, și când vrea să pună mâna pe el, în grădina Ghețemani, Petru se jură și se blasteme că nu-l cunoaște pe Domnul Iisus Hristos de frică. Unul singur rămâne acolo, la piciorul crucii, un tinerel care nu-și dă seama de pericol că e gata să fie luat și băgat în aceeași școală cu Mântuitorul, este Ioan. Dar restul, toți fug. Și e culmea, cea mai bună trupă de comando, oamenii ăștia fricoși, dar știți acum și vedeți într-un război cât de mult contează starea de spirit. Când ești fricos, nicio șansă. Cum oamenii aceștia fricoși, care stăteau în camera de sus cu ușa încuiată, să meargă și să îndrăznească să fure trupul Domnului Iisus Hristos. E clar că cine să facă? Și cu toate acestea, dragii mei, cu toate acestea, preoții ce au zis când a înviat Domnul Iisus Hristos? Când soldații vin și dau raportul să sfătuiesc cu preoții mai întâi, că preoții au cerut paza. Și soldații vin și spun,
uite ce am pățit. Și preoții spun, măi, nu spuneți așa poporului. Vă învățăm noi ce să spuneți. Au fost de acord în fața minunii învierii Mântuitorului. În fața luminii, ce minune mai mare ca un om mort să învieze. Și nu oricare, și cu paza armată, și cu sigiliul roman. Spunea în grupe ce înseamnă sigiliul roman. Când surioara leagă acolo sfoară și spune la băiat, aici nu intri, cutiuța asta nu deschizi, zâmbim uneori, da? Sfoară. Când soția zice, nu intra aici, sau la mama, da. Dar când e poliția zice, nu intra și pune sigiliul pe ușă, nu te mai joci, da? Acolo era un sigiliu roman, acele mai mari puteri. Cum să-l rupă niște oameni fricoși și neinstruiți, care nu știau să mânuiască o armă? Aveau și ei două sări amărâte și Petru nici măcar nu reușește să nimerească ce trebuie și retează o ureche abia cu arma respectivă. Așadar, preoții, vedeți, dragii mei, în fața minunii învierii Domnului Iisus Hristos, când soldații, trupa de elită, pregătită și antrenată, care păzea mormântul, garda, spune, o putere din ceruri a venit, ne-a orbit pe toți, am căzut paralizați. Puterea aceea îngerului a dat piatra la o parte. Cel pe care îl păzeam i-a ieșit în viață și a plecat. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu este o călăuză pentru noi. Și am ajuns la concluzia, și nu e, cred că, singura, cred că și nu vă sunteți în asentimentul meu, dacă lumea este în confuzie, dacă unor biserica poate să ajungă în confuzie, e pentru că acest cuvânt este tot mai puțin studiat de către mine și de către noi. Cât de mult am citit Biblia în trecut, cât de mult o citim astăzi. Viața noastră este foarte stresantă. Da? M-am întrebat la grupă, cum a fost săptămâna aceasta? Plea! Stresantă, sunt multe provocări. La fiecare dintre noi, sunt multe lucruri pe care trebuie să le faci și pe care trebuie să le înveți să le faci. Provocări care nu le-am avut înainte. Să stăpânești telefonul. Să știi să umbli în programe, să știi să trimiți, să știi să fii tot timpul la curent cu ele. Să stăpânești mașina de spălat, să stăpânești programele și facilitățile care ți-l oferă o mașină de condus, care e tot mai complexă, care este tot mai sofisticată. Uitați-vă numai în manualele copiilor de clasa 1-a, 2-a, 3-a de acum și uitați-vă în manuale pe care ați avut dumneavoastră. Și veți vedea că ceea ce studiază ei e diferență de câțiva ani de zile și mult mai complicat decât ceea ce studiam noi. Dar eu m-am uitat, că îmi place istoria și am manuale vechi de prin anii 50-60. Să vedeți cum arăta un manual de 20 de pagini de aritmetică și ce probleme avea și să vedeți cum arată o carte acum de aritmetică la aceeași clasă. În timp ce societatea merge înainte, lucrurile devin tot mai complexe. Da, cunoștința crește, dar crește cu un cost. Și costul acesta își pune presiunea asupra noastră, asupra ființei noastre. Și ne rămâne tot mai puțin timp. Și de unde să tăiem? Tăiem de la studiu. Tăiem de la studiu. Înainte era simplu, venea omul, de exemplu, dau un exemplu pentru cei în vârstă. Ceea și pentru noi era simplu, venea omul, citea ceasul, da, la contor, îi deschideai ușa, se uita la contor și pleca mai departe. Trebuie să dai citirea. Oa, nu ți este suficient să dai citirea. Te îmbârligă și te îngroapă în hârtii și în documente. În hârtii și în documente. Fac greșeli și îți bagă în plus. Numai 10.000 de kilovați băgați în plus, cât îți dă de furcă să mergi să ți-i scoți, să mergi să eranjezi? Zile pierdute, în audiențe, uși deschise. S-au întâmplat la o biserică sau la alta. Noi apa de la Betel nu mai vine defalcat factura la apă pe biserica noastră. Vine toate la grămadă, 6. Și noi trebuie să ne calculăm, să ne scoatem toate bisericile. E dezastru ce este. Și dă-i și sună. Adică viața este atât de complexă și de stresantă. Și sunt lucruri care trebuie să le faci. Să le mânuiești. Să mergi să-ți actualizezi datele la bancă, să-ți înnoiești cardul, ți l-ai pierdut. E tot mai complexă. Și te trezești, oameni în vârstă, ajută-mă și pe mine cineva să scot banii de pe card. Era simplu înainte, dădeai o semnătură și dădeai poștașul banii. Acasă stăteai. Acum trebuie să mergi la bancă, să citești acolo ce scrie. Da, începând, că scrie în engleză mai întâi sau în franceză. Dă-i și vreau să selectez limba română și cu toate și pune și pinul. Dar am uitat pinul, nu mai știu. No. Sună din nou. Viața e complexă. De unde tăiem? Dacă tăiem de la cuvântul lui Dumnezeu, să nu ne mirăm că ajungem în ceață.
Domnul Iisus Hristos, în acea pildă, spune că răspunsul lui Dumnezeu acelui om care a vrut să ajute pe alții, a spus, nu are rost. Nu că nu-mi doresc să salvez pe frații tăi, vreau. Dar ei nu vor asculta dacă se va întâmpla vreo minune. Noi dacă așteptăm să se întâmple minuni, să fim călăuziți, greșim. Avem cuvântul lui Dumnezeu. Avem cuvântul scris, care ne ajută și care ne ghidează. Și cu cât îl citim mai mult, cu cât cunoaștem mai multe exemple din Biblie, noi putem să legăm, să corelăm, să facem conexiuni. Ați văzut dumneavoastră puzzle-uri. Există puzzle de 6 piese. Da? Există puzzle de 25 de piese. Da? Cu cât ai mai multe informații, cu cât ai mai multe bucăți, cu atât poți să realizezi mai multe conexiuni. Lego. Într-un fel faci un Lego care are 3 piese, 5 piese, și altfel de Lego este cel care are 2000 de piese, mult mai complex și ies lucruri frumoase. La fel și noi. Dacă avem puțină informație, cu ea lucrăm. Și de multe ori ajungem în zona de gri când zicem nu știm. Dar dacă știm multe informație, avem multe informație, atunci și știm mai multe lucruri. De aceea învățarea cuvântului, învățătura pe care cuvântul o dă, este foarte importantă. Cuvântul poate să fie studiat acasă în mod personal, poate să fie auzit la biserică, dar baiul este că nu la Betel, de la Betel e fericire. Dar în alte comunități, și nu vă luați după aceste comunități, în alte locuri, dragii mei, oamenii se expun tot mai puțin cuvântului Dumnezeu. La biserică de 450 de membri, să vezi după masă 20 de oameni. Chiar dacă dimineața a fost plină sala, dar după masă să vezi 20 de oameni, sau vineri seara să vezi 15, e ceva. Oamenii se expun tot mai puțin cuvântului lui Dumnezeu. Și de unde atunci? De unde dacă nu auzim? Dacă nu, zice, credința vine în urma auzirii. Și dacă nu auzi, dacă nu citești, dacă nu te informezi, bine, de un ajutor este pentru cei în vârstă, pentru cei care sunt bolnavi, este programul Speranța TV și mesajele spirituale și învățătura pe care o putem selecta, o putem primi, hrana pe care o primim acolo. Avem alte instrumente când suntem în călătorie, când suntem în drum, avem posibilitatea să ascultăm cărți audio pe care în căștile noastre sau instrumentele noastre, da, și Tragedia Viaclor sau Biblia citită, pe care bine face dacă folosim lucrul acesta. Putem să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Când luăm Biblia și o citim cu smerenie, într-un duh de rugăciune, putem spune bucuroși, Dumnezeu mi-a vorbit. Am auzit glasul Domnului prin cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu, când îl citești, te transformă. Nu te lasă să fii ca înainte. Și citind lecțiile din Scriptură, Iosif, Iov, Daniel, Gedeon, da, lucrurile acestea te transformă. Îți transformă viața. Când intri în contact cu cuvântul lui Dumnezeu. Ieri învățam pe copii la Mace, eram la lecția la una dintre clase despre Gedeon. Despre faptul că atunci când nu ascultăm pe Dumnezeu, Dumnezeu îngăduie să vină asupra noastră încercări și necazuri. Nu toate situațiile se întâmplă la fel. Alteori sunt îngăduite, duse de cel rău ca să ne depărteze de Dumnezeu, ca și în cazul lui Iov. De aceea le-am spus copilașilor, noi nu avem voie să judecăm. Noi nu avem posibilitatea să vedem ce e în spatele cortinei. Dar, în cazul acela, ei s-au îndepărtat de Domnul, s-au închinat la idoli, au spus tată altcuiva care nu era o tată, în loc să spună lui Dumnezeu, au spus dumnezeilor străini că e tatăl lor. Și Dumnezeu s-a supărat. Și a trecut prin încercări, madianiții au jefuit ani de zile, până când ei din nou au strigat către Domnul. Până când din nou ei s-au oprit și nu și-au mai adus copiii ca și jertfă. Până când din nou ei nu s-au pocăit. Atunci Dumnezeu a privit cu milă spre ei și le-a ridicat un judecător pe Gedeon. Învățăm din Biblie lucrul acesta. Și dacă ei când s-au îndepărtat de Domnul a fost rău, noi când ne îndepărtăm de Domnul să fie bine, să se bucure Domnul? Nu! Cum s-a întristat Domnul la ei, se întristează și la noi. Și prin comparații, noi învățăm în felul acesta. Ei, dar ce se întâmplă când avem lacune și cu ciuda intențiilor bune pe care am avut de a învăța cuvântul lui Dumnezeu, totuși nu avem toate informațiile. N-am reușit poate să îl învățăm așa ca și fratele sau ca și sora, să ajungem la standardul acela. De foarte mare ajutor, spune Domnul, este rugăciunea. Cui lipsește înțelepciunea, zice, să o
sau ceară. Nu ai înțelepciune să decizi, să alegi ce înseamnă rugăciunea, că te pui la dispoziția lui Dumnezeu. În mod, îți spui practic ție, Doamne, recunosc că nu știu ce să fac. Doamne, sunt în fața unui dileme. Atunci când avem decizii în care nu știm ce să facem, să ne rugăm Domnului. Să cerem ca Domnul să intervină și să ne lumineze într-un fel sau în altul. Și dacă nu ne vorbește și dacă nu ni se arată, să alegem care ni se pare că este cea mai bună. Și dar în același timp să-L rugăm pe Domnul și să spunem, Doamne, dacă cumva am făcut decizia greșită și nu e după voia Ta, înlătură-mă, ajută-mă să mă dau la o parte, ajută, dă-o la o parte și să revin la decizia cea bună. A te pune la dispoziția lui Dumnezeu este foarte important. Chiar și când nu cunoști, chiar când Dumnezeu poate nu intervine imediat să-ți vorbească. A te pune la dispoziția lui Dumnezeu rugăciunea. Iacov spunea în capitolul 1 cu versetul 5, în epistola sa, dacă vreunia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Domnul. Dacă ne lipsește luminarea, Doamne, ce școală să fac? Doamne, în ce parte să alerg? Ce serviciu să aleg? Să mai rămân la muncă aici unde mi se cere să fac asta sau asta și e tot mai greu? Doamne, ce ai vrea Tu? Să nu așteptăm minuni să se întâmple ca Domnul să ne vorbească, de exemplu, dacă avem probleme cu respectarea sabatului. Dumnezeu e clar acolo. Scrie negru pe alb ce să facem în sabat și cum să ne așteptăm sabatul. Să nu-L ispitiți, spune. Vedeți cum L-a ispitit la un moment dat pe Domnul. Să nu-L ispitiți, zice, pe Domnul. Adică atunci când știi că ceva este rău și totuși vrei ca Domnul să zică că este bun. Cazul cu împăratul Balac și cu prorocul Balaam. Știa Balaam ce e bine și ce nu e bine. Și cu toate astea L-a ispitit pe Domnul și n-a ieșit bine. Și un alt împărat L-a ispitit pe Domnul. Atunci când știm care este voia Dumnezeu, când ea este destul de clară pentru noi, comunicată în Biblie, în cuvânt, calea rugăciunii este calea care ne așează pe traiectoria lui Dumnezeu. Și chiar dacă avem lacune, nu cunoaștem în profunzime toate aspectele, totuși lucrează în noi rugăciunea o stare potrivită pentru a înțelege voia lui Dumnezeu. Când ne rugăm pentru o anumită problemă, Dumnezeu poate să ne facă să simțim dacă o anumită hotărâre a noastră ar fi bună sau ar fi rea. În Vechiul Testament, gabaoniții l-au înșelat pe Iosua. Ei s-au deghizat, îmbrăcându-se cu niște haine vechi, au luat în desagă pâine uscată și mucegăită și s-au prezentat drept străini, care vin de departe. Și legea ospitalității spune ce să faci cu străinii, dar de fapt ei erau niște vecini, care trebuiau dați spre nimicire, hitiți. Vechiul imperiu hitit. Dar temându-se să nu fie uciși de izraeliți, s-au dat drept un popor venit de departe să facă legământ cu poporul Domnului. Iar înșelat de aparențe, Iosua nu se mai roagă Domnului, nu mai cere sfat, sigur pe sine, ce vede, se bazează pe ce vede, a, săraci, s-o ropsiți, opingi, veniți de departe. Ei l-au scos din cutia de, din pod de pe acasă, acea îmbrăcăminte și a fost înșelat și a făcut legământ cu ei. Ei trebuiau dați prin nimicire, că erau un popor rău. Și s-a încăzut în priceperea sa și a căzut în capcană. Este bine să aștepți ca poporul Domnului să se roage ca să primească călăuzire. Psalmistul spune, fă-mă să aud dizi de dimineață bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Alteori, dragii mei, ne pot ajuta în a lua decizii înțelepte circumstanțele providențiale. De multe ori Dumnezeu ne face cunoscută voia Sa prin anumite circumstanțe ale vieții. Iosif privește retrospectiv în viața sa, la ceea ce i s-a întâmplat, la haina frumos colorată, la aruncarea în fântână, în fântâna fără apă, la aruncarea în închisoarea lui și a putut să le spună fraților săi care au venit în Egipt, voi negreșit, nu zice, așa a vrut Domnul. Nu le spune. Sau, nu, le spune, voi negreșit, ați vrut să-mi faceți rău. Adică nu confundă, nu, intenția voastră este clară. Negreșit ați vrut atunci să-mi faceți rău.
Dar Dumnezeu a schimbat răul în? În bine. Dumnezeu poate să schimbe la un moment dat anumite circumstanțe din viața noastră. Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să se împlinească ceea ce se vede astăzi. Și anume, să scape viața unui popor în mare număr. De ce a fost Dumnezeu de acord ca să trec eu prin încercarea aceasta? Vedeți, trecem uneori prin încercări în viață. Și credeți că Iosif nu și-a pus această întrebare? Doamne, dacă eu sunt copil credincios la tatăl meu, nu sunt ca frații mei. Vă dați seama la acest, cât de jos au ajuns frații săi. Încât să-l vândă. Să gândească, să plănuiască, să-l omoare. Să-l minte pe tatăl și să-l înșele. Să spună că o fiară sălbatică la sfârșit. Adică frații săi au avut un caracter atât de jos. Iar el strălucește printre ei. Și totuși, el este rupt de dragostea părintească, este rupt de frații săi, este vândut, muncește ca un sclav, se ridică pe propriile sale picioare, ajunge în loc bun în casa lui Potifar, cade în temniță, în mod mișelește și înșelător, fără vina lui, ajunge în închisoare, în pasibil de pedeapsă cu moartea, stă în închisoare ani de zile, prin muncă, prin transpirație, se ridică din nou. De ce îi se întâmplă lucrurile acestea? De ce o fetiță se îmbolnăvește? De ce un copil moare? De ce dacă părinții sunt credincioși? De ce am făcut accidentul acesta, se întreabă altcineva? De ce mi se întâmplă lucrul acesta? Și David se întâmpla odată. Se întreba odată. Dar vedeți, dacă privim retrospectiv, dacă Iosif privește în urmă retrospectiv, privește în urmă, și ajunge la concluzia, dacă eu nu eram vândut, dacă eu nu treceam pe aici, nu doar voi mureați de foame, dar prin viața mea, prin suferințele mele, Dumnezeu a vrut să scape un număr mare. Chiar așa și spune, să scape viața unui popor în mare număr. Și viața egiptenilor a fost salvată, că au știut înainte, da? Ciclul acesta al naturii, belșug și după aceea secetă și dezastru, 7 ani de zile. Și prin proviziile făcute, Iosif spune, Dumnezeu v-a iubit. Voi ați vrut negreșit să faceți rău, dar Dumnezeu a îngăduit să se întâmple acest rău în viața mea, ca prin suferințele mele să fiți salvați voi. Iosif este un exponent micuț a Domnului Iisus Hristos și Iosif a fost vândut pentru arginți de către frații săi, de către cei 11. Și Iosif a trecut prin suferință și prin încercare și prin salvarea sa. I-a mântuit pe mulți, la fel ca Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, anumite întâmplări și încercări în viața noastră se întâmplă pentru binele celor din jurul nostru, pentru binele altora de multe ori, sau pentru mântuirea noastră, pentru smerirea noastră. Vă aduceți aminte de Pavel? Pavel, la un moment dat, el, care era slujitorul lui Dumnezeu, care a lăsat totul, carieră fulminantă, tot ce doriți dumneavoastră, scaun bun, poziție, nume, tot, de ce să ajungă un paria, atât pentru Imperiul Roman, cât și pentru poporul său, pe care îl iubea atât de mult, să ajungă considerat un inamic și în final chiar să fie omorât, să moară. Și Pavel se roagă de Dumnezeu pe care îl slujea, pe care îl iubea. Doamne, dacă sunt atât de prieten cu tine, cât pe alții înviez, pe alții îi vindec, Doamne, vindecă-mă și pe mine. Am un țepuș, am ceva ce mă deranjează, am ceva ce mă doare, am ceva ce mă încorsetează și nu mă lasă să zburd așa cum ar trebui. Și spune Domnul, Pavel, nu mă ispiti. Harul meu îți este de ajuns. Suferința aceea pe care o ai e la locul ei. Și e bună acolo. Nu mă ruga să o scot, pentru că mulți vor fi pierduți, poate. Și nu știu, dacă nu și tu te vei clătina. Lasă-mă, Pavel. Aș vrea, crezi că n-aș vrea să te fac să transpiri de sănătate prin toți porii pielii tale? Dar țepușul acela, nu știm exact, bănuim doar despre ce este vorba, că ar fi vederea, țepușul acela l-a ținut pe Pavel smerit. Dependent de scriitor, deci aici scriu cu mâna mea, cu litere mari, că nu mai vedea să scrie cu litere mici. Și avea nevoie de colaboratori, de oameni în jurul său care să-l ajute la un moment dat. Domnul știe de ce a îngăduit, dar dacă în viața celor mai iubiți copii ai să-i îngăduit să fie anumite defecte, handicapuri, slăbiciuni, trupești. Cine sunt eu? Dragii mei,
să fim gata să le ducem înainte prin această viață. Nu e ușor, nu este greu. Tremur la un moment dat, ți-e frică. Eram la București, eram departe de București, într-o zi, luna trecută sau cu lună, cu o lună și ceva, și mă sună asistenta de la școală, de la București. Să nu vă speriați, să nu vă panicați. Trebuie pe băiatul dumneavoastră să-l trimitem de urgență, dacă sunteți de acord, să meargă la spital. A leșinat și a pierdut cunoștința. Ce s-a întâmplat? Ca și părinte, nu știu cum aș reacționa în alte situații și mai dificile. Dar te moi, ești de slab, el e acolo, tu ești aici. Distanță, ce să faci, să-l ajuți? Nu știi, care e cauza, care e necazul, care e problema? Dar trebuie să ne prindem de Domnul și să acceptăm. Să acceptăm situația. Ca și ucenicii să ne amintim cuvintele, nu avem la cine să ne ducem. La cine să ne ducem? Circumstanțele providențiale, când providența divină l-a dus pe Iosif în Egipt, el și-a dat silința să continue, să fie la înălțime, să-l slujească pe Domnul în locul în care se găsește. La fel și noi ar trebui să facem în situația în care ne-a așezat Dumnezeu astăzi. S-ar putea să nu fim într-o situație ideală, s-ar putea să nu avem acasă, în familie, conjunctura ideală. Apostolul Pavel mărturisește că a întârziat o vizită promisă la Corint, pentru că în Efes a văzut că Dumnezeu îi deschide o ușă pentru vestirea cuvântului. Uneori cumpărăm sau nu cumpărăm, plecăm sau stăm pe loc, acceptăm sau nu suntem de acord, doar din cauza circumstanțelor de moment. Ușa deschisă, circumstanțele care se ivesc. Ele trebuie însă judecat duhovnicește circumstanțele. De exemplu, când Iona i s-a spus să meargă la Ninive, nu se mai potrivește. Doamne, e aglomerată corabia de Ninive. Vai, una care merge la Tars e goală. Și fac și reducere la bilet. Mă duc la Tars, Doamne, acum. La fel și noi, Doamne, ce larg este calea, ce ușoară este asta. Lasă-mă, Doamne, să merg pe ea. Sau, Doamne, astăzi vin la biserică, dar dacă mi-e poarta blocată, nu mai vin. Și nu mai pot să scot mașina. Ce-ar fi să spunem și noi așa? E de la Tine, Doamne, dacă vrei să vin la biserică astăzi, să fie liber dimineața când scot mașina afară. Dacă e blocată, înseamnă că ești de acord să stau acasă. E bine așa? Știm ce zice Domnul de venitul la biserică, da? Nu e în funcție de vecinul care ne blochează sau altcineva poarta. Circumstanțele trebuie judecate duhovnicește. Nu ne putem lega în orice situație de circumstanță. Dar când altcineva te cheamă, da, promiți că vii, dar se deschide o poartă nesperată în altă parte de lucrare de evanghizare sau chemare, da, cauți să suplinești locul acolo, al tău, ca și Pavel, nu mai merge la Corint și pleacă în direcția în care a primit o invitație specială, nesperată. Dragii mei, mă apropii de încheiere, sunt câteva aspecte prin care închei. Sfatul altor credincioși creștini, al bisericii. De multe ori s-ar putea să ceri ca Dumnezeu să-ți vorbească și El deja să-ți fi vorbit. Prin soție, prin soț, prin copil, uneori, prin copil, prin vocea unui copil. Vei spune, Doamne, dar când noi nu Te-am ascultat pe Tine? La fel ca și în Matei, când spune, când nu Te-am primit? Păi eu am venit, dar am venit în chipul unui cercetător, în chipul unui fost deținut, eliberat recent. În chipul acesta am venit și nu m-ai primit. Doamne, dar eu vreau să fac voia Ta! Păi când ți-a spus copilul că nu e bine, când ți-a spus fratele în biserică că nu e bine? Eu am vorbit prin el și am trimis. Trebuie să ajungem să vorbească măgărița? Ca să cunoaștem voia Domnului, știa Balaam voia Domnului clar. Și ajunge să-i vorbească măgărița. Și nu în ultimul rând, vocea lăuntrică.
conștiința la care să apelăm. Vocea lăuntrică, vocea lui Dumnezeu poate să fie auzită, dar nu întotdeauna se întâmplă așa. Când Izabela striga mai tare, când avea vocea mai tare, profetul n-a mai auzit vocea lui Dumnezeu. Și din cauza fricii, a anumitor sentimente, trăiri de moment, Ilie n-a mai auzit vocea lui Dumnezeu. Însă în natură, atunci când a meditat, atunci când și-a luat timp de meditație, să stea de vorbă cu el însuși, când a auzit susurul blând al unui izvor, când și-a adus aminte de Creator, de creațiune, de lucrare, de închinare la Creator, l-a auzit în izvorul acela, l-a auzit pe Domnul și a și-a adus aminte de lucrarea pe care el trebuie să o facă. La sfârșitul acestui studiu putem așadar să tragem câteva concluzii, două concluzii. Uneori Dumnezeu călăuzește prin oameni diferiți și mijloace și căi diferite pe oameni. Fiecare călăuzire este la fel de validă și la fel de importantă. O astfel de călăuzire este cu privire la lucruri despre care Biblia nu are o învățătură clară sau categorică. În aceeași situație, duceți-vă aminte, doi oameni aflați în circumstanțe asemănătoare iau decizii contrare. Și Dumnezeu e de acord cu fiecare și cu justificarea fiecăruia. De exemplu, Neemia acceptă o escortă militară și armată din partea regelui persan pentru pază, pentru drumul la Ierusalim, în timp ce Ezra, așa ceva, îi se pare o jignire la adresa lui Dumnezeu și o proastă mărturie despre atotputernicia divină. Amândoi acești oameni au fost justificați în atitudinile lor și au făcut voia Domnului. Unul acceptă escortă militară? Ce, Doamne, dar cum, bunurile, paza, să nu ajungem de bajocură să ne atace? Iar Ezra spune, nu, asta ar fi o slăbiciune din partea mea să accept. Și amândoi, Dumnezeu e de acord cu deciziile amândurora și îi susține, devenind amândoi instrumente în refacerea spirituală și fizică a Izraelului. Pentru că nu seamănă unul cu altul. Fiecare e unic în experiența și în relația pe care o are cu Dumnezeu. La fel și noi, nu ne putem compara unul cu celălalt. Avem experiențe cu Dumnezeu personale, speciale. Unul este mai matur, altul este încă copil, spune Pavel. Altul se hrănește cu lapte și altul cu hrană tare. Uneori Dumnezeu ne vorbește prin semne vizibile, dar nu aceasta este norma. Norma este aceasta. Doamne, e voia lui Dumnezeu este să ne vorbească prin cuvântul Său. Nu prin minuni. Minunile nu țin. Știți și dumneavoastră vorba populară spune că o minune durează? Efectul unei minuni durează 3 zile. Efectul minunii trece, dar convingerea care se clădește în urma citirii cuvântului Dumnezeu și a legăturii pe care o lasă cuvântul lui Dumnezeu cu Dumnezeu în inima ascultătorului sau cititorului, aceea rămâne, ceea ce se leagă, ceea ce citești, ceea ce îți transformă viața, ceea ce îți modelează creierul, aceea rămâne. În momente excepționale Dumnezeu ne vorbește și prin semne, și prin alte aspecte. Pe vremea când izraeliții s-au aflat sub apăsarea madianită, lui Gedeon i s-a arătat un înger care i-a spus că este alesul prin care Dumnezeu vrea să-și izbăvească poporul. Gedeon s-a îndoit și a cerut o dovadă vizibilă. El a pus un sul de lână afară, peste noapte, și a cerut să vadă că a doua zi sulul de lână era umed, iar pământul din jurul său uscat. Îndărătnica lui necredință l-a făcut apoi să ceară a doua zi fenomenul, dar să se întâmple invers, și anume pământul să fie acoperit de rouă și sulul să fie uscat. Și Dumnezeu l-a ascultat. Dar nu înseamnă că Dumnezeu vrea să lucreze în felul acesta întotdeauna și cu toți oamenii. Țineți cont că Dumnezeu deja i-a vorbit lui Gedeon prin viu grai, i s-a arătat. De fapt, el începuse să asculte că a deja sunat din trâmbiță și a strâns oștirea poporului, știa ce avea de făcut, dar avea încă îndoieli că Dumnezeu l-a ales tocmai pe el pentru așa mare înfăptuire. Iosif și Maria. Iosif nu o crede pe Maria. Și are nevoie să-i se arate îngerul să o creadă, să o creadă pe Maria și să-l creadă pe Dumnezeu.
când vei căuta să afli voia lui Dumnezeu într-o anumită problemă, vei face foarte bine dacă vei căuta să folosești cât mai mulți pași din cele discutate în această dimineață. Fie că umblăm în credincioșie, dorind nu numai să ajungem să cunoaștem voia lui Dumnezeu, ci să și împlinim cu fapta, iar înainte de toate, însă, trebuie să fim siguri că ne-am făcut prin credință în Hristos fii și fiice în familia sa divină. Ioan 1:12 spune, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Iar în Ioan, 1 Ioan 2:17 citim, cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viață. Doamne, ajută-ne să facem voia Ta. E foarte important lucrul acesta. Să facem voia lui Dumnezeu ca să rămânem și noi în viață. Ne dorim să rămânem în viață. Tânjim după veșnicie și ne dorim veșnicia. Iar ca să rămânem în viață, trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este descoperită prin cuvânt. Voia lui Dumnezeu vine uneori prin sfatul altor credincioși în stânga și în dreapta, care mă sfătuiesc, care mă îndreaptă, care mă luminează. Voia lui Dumnezeu este descoperită uneori în mod prin circumstanțele vieții. Da? Vrei să faci un lucru și cineva îți deschide o poartă. Dumnezeu spune, vino aici și ajută-ne! Voia lui Dumnezeu este foarte importantă pentru viața noastră. Voia lui Dumnezeu uneori ne este descoperită prin conștiință. Dar, atenție, atunci când ea este tocită, nu mai poate să fie un etalon sigur. Pentru că pe unii cugetul îi mustră, pe altul nu-i mai mustră. Dar cuvântul este cuvânt și rămâne în viață. Dumnezeu să ne ajute să ne luminăm, să ne călăuzim viața după cuvântul Său. Să-L studiem și să-L citim și avem și cuvântul inspirat, care e un ajutor potrivit. Scrierile lui Ellen White, învățăturile sale, sfaturile pentru biserică, sfaturile pentru tineri, sfatul pentru căminul Advent, sfaturi de sănătate, le avem la îndemână. Dumnezeu să ne ajute să le cercetăm, să le studiem, iar ele să ne transforme continuu viața, să ne asemănăm tot mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Amin.